Doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Portative și Portrete. Sunt Albert Codreanu și îmi pare bine să fim împreună pentru a ne bucura din nou de muzică. Din motive obiective, colega mea, Penina Cirț, nu poate fi prezentă astăzi în platoul nostru. Invitatul de astăzi studiază vioara de la vârsta de 7 ani, iar acest instrument a devenit pasiunea sa și o sursă inepuizabilă de energie și bucurie. Are un parcurs profesional ascendent, demn de apreciere și admirație. Este un instrumentist virtuos, dar totodată și sensibil prin muzica sa. Concertează în România, dar și în străinătate. Astăzi avem plăcerea și onoarea să-l cunoaștem mai bine pe Valentin Șerban, câștigător al ultimei ediții a concursului internațional de interpretare muzicală George Enescu, ediția 2020-2021. Pentru început, vă invit să ascultăm o înregistrare din arhiva personală a lui Valentin. Audiție plăcută! Thank you.
Am revenit în platoul Portative și Portrete și stăm de vorbă astăzi cu un violonist de excepție. Un nume de care sunt convins că vom auzi din ce în ce mai des în sfera culturală. Valentin, îți spun un bun venit astăzi în emisiunea noastră. Și mă bucur și mulțumesc pentru invitație. Vreau să te felicit nu doar în numele meu, ci în numele întregii echipe Speranța TV pentru performanțele tale și mai ales pentru câștigarea acestui concurs de talie internațională. Din câte știu, este un concurs care se situează nu doar în primele 10, ci chiar în primele 5 concursuri de specialitate. Felicitări! Mulțumesc mult! Înainte de a intra în culisele concursului, aș vrea să ne împărtășești ce înseamnă pentru tine acest instrument, ce înseamnă vioara. Tot. Am făcut atât de mult timp asta și nu cred că e ceva ce aș vrea să fac mai mult vreodată. Așa că tot. Așa îmi petrec ziua și sigur pe lângă alte activități ca orice om, dar nu cred că aș putea trăi fără. Deci văd că o ții foarte aproape de pieptul tău. Iubești vioara? Da. Dacă am putea spune că pianul este regele instrumentelor, putem spune că vioara este regina? Poate fi numită și așa, sigur. Ai câștigat acest premiu care înseamnă foarte mult, nu doar pentru tine, ci și pentru noi ca români. Știu că este foarte greu să participi, să concurezi și să câștigi un astfel de premiu. Vreau să ne spui ce sentimente te-au încercat înainte și mai ales după câștigarea acestui concurs. Cât de greu a fost? Cred că pentru oricine e grea participarea la un asemenea concurs, dar contează și personalitatea fiecărui om. Eu nu sunt făcut să concurez. Eu mă simt bine pe scenă să cânt când știu că oamenii se bucură, dar când știu că sunt oamenii în fața mea care stau cu creionul în mână și abia așteaptă să prindă ceva greșeli sau ceva ce nu le place și sigur că așa trebuie când jurizezi și trebuie să departajezi oamenii între ei, asta trebuie făcut. Dar presiunea asta nu scoate cei mai buni din mine, să zic așa. Deci a fost foarte greu. Este o presiune mult mai mare. Dar cum este atunci când ai în față un public? Este mai puțină presiune sau emoția o regăsești-o la niște cote înalte? Am emoții mereu când cânt, dar da, e altfel de emoție când este public. Nu e atât de destructivă pentru mine, cel puțin. Când ai publicul în față, se creează o conexiune mai puternică între tine și ei, dar atunci exact. Când ai o comisie în față, poți să spui că te conectezi emoțional cu ei? Sigur că da. Adică și comisia aia poate reprezenta un public. Dar trebuie să faci abstracție de faptul că sunt acolo ca să judece cântatul. Să înțeleg că trebuie să faci un exercițiu de imaginație, să-i consideri tot un fel de public pentru a reuși să etalezi și să pui în sunetul tău ceea ce vrei să transmiți. Da, îmi spunea un profesor mai demult, când tot așa aveam emoții și nu știam cum să trec peste ele, să-mi imaginez în costum de baie sau pe plajă pe cei din juriu, că în felul ăsta îmi dau seama că sunt și ei oameni. Și atunci nu îi mai văd în formalitatea de cravată, cu pixul în mână, așteptând să prindă. Foarte interesant. Da. Atunci când cânti într-un concurs, îți ridici privirea spre sală sau încerci să eviți contactul cu ei? Îmi ridic privirea, dar doar pentru că știu că e estetic și trebuie să te uiți. Dar mă uit în gol. Dar și când cânt cu public, nu numai într-un concurs, mi-aleg un punct de regulă, două sau două, trei puncte într-o sală, spre care mă uit. Că dacă văd direct oamenii, atunci am emoții. Cum te simți acum, la aproape un an de la finală? Realizezi că ai câștigat acest concurs? Încă te mai bucuri de aceste emoții? Sigur că mă cuprind emoțiile mereu când îmi aduc aminte, pentru că a fost o perioadă dificilă, dar am început să accept. Am avut probabil jumătate de an în care nu mă puneam în locul ăla. Te-a ajutat să îți întărești încrederea în tine în următoarele evenimente pe care le-ai avut și în activitatea ta profesională? Da, cu siguranță. A fost un impuls, să zicem, psihic.
mai ales că eu am probleme cu încrederea și am avut mult mai mari. Acum mă simt mai bine. Câți concurenți au fost și din ce țări au venit la București? Nu mai știu câți concurenți au fost. 80-100 de concurenți, aproximativ. De la prima fază? Da, de la prima etapă. În prima etapă au fost, cred că, 80 sau 90. Câte etape au fost în total? 4 etape. 2 cu video, online, din cauza pandemiei. Și ultimele 2 în mai anul trecut, semifinala și finala. Să înțeleg că a finala. Fost o ediție atipică, cea de anul trecut, din cauza pandemiei. Da. O astfel de experiență te poate ajuta să realizezi unde ești cu adevărat pe harta internațională? Poate pentru tine, dar adică pe plan personal, dar în ceea ce privește o carieră internațională, nu neapărat. Sunt mult mai multe lucruri care contează. Care este atmosfera între concurenți? Se interpune o rigiditate, o barieră, niște priviri încordate între voi sau mai degrabă se pot realiza prietenii, faceți un schimb de experiență? Cum vă simțiți voi ca și concurenți într-un astfel de concurs? Eu am avut tot felul de experiențe pentru că am fost la destule concursuri, mi-am făcut și prieteni buni, dar am simțit și tensiunea. Da, să zicem tensiune, poate invidie, cum e și normal când te pregătești foarte mult și îi vezi pe alții, începi să te critici tu pe tine în raport cu ei. Dar acum la Enescu nu știu să spun pentru că m-am ferit în totalitate. N-am stat deloc pe lângă niciun concurent ca să nu am emoții prea mari. Am mers, am cântat și am plecat, atâta tot. Vreau să te întreb cum îți construiești tu succesul sau cum definești succesul. Îți setezi un obiectiv foarte mare pentru care vrei să investești multă energie, te motivează, privești către acest obiectiv sau mai degrabă te focusezi asupra lucrului evolutiv, progresiv și aștepți ca rezultatele de genul acesta să vină în mod natural? Din păcate nu știu să spun vreo rețetă. Sigur că trebuie constanța, asta e neapărat. Dacă nu ești constant în studiu și să privești progresiv pe termen lung, atunci e foarte greu să ajungi undeva. Dar pe lângă toată munca asta trebuie și foarte mult noroc, cum eu am avut. Ai prins o zi bună, să înțeleg. Mi-ai spus că ție nu-ți plac concursurile și am mai ascultat un interviu cu tine în care povestești că prefer să te concentrezi mai degrabă pe partea solistică decât pe concursuri. Da, nu îmi plac. Nu îmi place concurența în special, nu îmi place să concurez. Nu scoate cei mai buni din mine. Și cum zicea Bela Bartok, trecerile sunt pentru cai, nu pentru muzică. Am înțeles. Da. Am ascultat la începutul emisiunii o piesă foarte frumoasă. Cine a interpretat? Lăutarul de George Enescu din suita Impresii din copilărie. Suntem dornici și cred că și telespectatorii sunt în asentimentul meu să te ascultăm din nou. Ce ne-ai pregătit ca prima audiție live în platoul Speranța TV? Două părți din sonata a treia pentru vioară solo de Bach, Largo și Allegro assai. Te invit să ne încânți. Thank you.
Muzică plină de sens și semnificații. Felicitări pentru această interpretare expresivă și valoroasă. Mulțumesc. Am remarcat la tine un sunet foarte bogat în armonice și cald al viorii. Cât de mult contează instrumentul și cât de mult contează măestria prin care poți crea acest sunet? Foarte, foarte important este instrumentul și ambele, de fapt, că și arcușul este tot un instrument. Nu știu, fără un instrument de valoare nu te poți exprima pe deplin. Îți oferă posibilitatea de a arăta ce poți, să zicem așa. Eu fac mereu o comparație cu mașinile de curse. Nu poți să mergi cu o Dacia Logan la o întrecere de Ferrari. Fiecare poate cât poate. Și nici Schumacher n-ar fi condus cu 300 la oră într-o Dacie. Așa este și cu instrumentul. Te ajută să pui în valoare ceea ce poți tu face. Ai un sunet foarte, foarte frumos și te felicităm pentru această realizare și pentru această forță. Că până la urmă vorbim despre o forță a instrumentului și mai ales o forță care capătă intensitate prin ceea ce faci tu cu instrumentul. Aș vrea în următoarele momente pur și simplu să dăm timpul înapoi, să dăm câteva file de istorie și să ne întoarcem în timp cu aproximativ 24 de ani. Moment în care tu începeai să cânți la vioară. Spune-ne cum a început această poveste. Cine a descoperit talentul tău? La sfârșitul
La sfârșitul grădiniței, educatoarea a chemat-o pe mama special și i-a spus că am talent, am ureche muzicală și că ar trebui să mă dea la muzică. Deci tot începutul ăsta a fost, să zicem, norocul meu și șansa mea de a face muzică. Apoi mama, sigur că a luat o decizie foarte, foarte practică, ai mei fiind ingineri, și s-au gândit că cei mai mulți sunt violoniști într-o orchestră, așa că un loc de muncă sigur găsesc. Exista tradiție muzicală la tine în casă? Ai avut pe cineva în familie? Sau pur și simplu a fost o apropiere a părinților tăi de muzică și și-au dorit ca tu să studiezi acest instrument? Eu sunt singurul muzician din familie. Ai mei sunt ingineri, ambii părinți. Dar am avut mereu casete, am avut viniluri cu muzică clasică. Deci mereu am ascultat. Au fost, să zicem, un fel de melomani. După acest contact între doamna educatoare și părinții tăi, ce a urmat? Presupun că ai mers la școala de muzică și ai început să studiezi vioara. Sigur, a urmat o audiție pentru înscriere la liceul de muzică și am început în clasa 1. De unde ești și unde, la ce școală ai început să înveți? Liceul de artă din Brașov. Acum este liceul de muzică pentru că s-au despărțit secția de muzică cu secția de artă plastică. Dar când am început eu, era liceul de artă. Când ai intrat prima dată în contact cu vioara, ți-aduce aminte ce reacție ai avut? Ți-a plăcut să cânti sau acest boom, acest declic a avut loc mai târziu? Din păcate, exact momentul când am pus mâna pe vioară, nu-l mai țin minte. Dar țin minte perioada și știu că nu-mi făcea mare plăcere să cânt. Nu este nici ușor, este foarte greu de început un instrument cu coarde. Nu este deloc natural, e foarte greu să deprinzi niște reflexe. Deci a durat cam 5 ani până să încep să cânt cu plăcere, să zicem. Sau cu mai multă plăcere. Cu ce profesor ai studiat și ce impact au avut ei în acest drum pe care tu l-ai pornit și în ascensiunea ta? Pe perioada liceului am avut doi profesori cu care am lucrat, să zicem, în mod oficial, în parte din sistem. A fost Elena Lepădătescu, cu care am început vioara, care mi-a pus instrumentul în mână, și Laura Modorcea, cu care am și terminat clasa a 12-a. Dar între timp am căutat foarte mult și am studiat cu mulți profesori. Cum a fost copilăria ta? Unii părinți se tem să-i dea pe copii la muzică în ideea că își pot pierde copilăria sau această meserie le poate fura din activitățile specifice copilărești. Ai avut o copilărie frumoasă? Ai reușit să îmbini munca cu joaca sau te-ai dedicat mai mult instrumentului? Am auzit și eu afirmația asta că muzica îți poate fura copilăria, dar nu este... Când începi muzica la vârsta de 7 ani, nu trebuie să faci asta 8 ore pe zi. Dacă faci o oră și o faci bine, o oră, două, este foarte bine. E un lucru extrem de progresiv. Nu trebuie dintr-o dată. Dar, așa mai în glumă sau mai în serios, cred că copiii de acum stau mult mai mult pe tabletă și decât ar sta pe un pian sau pe vioară sau pe calculator. Deci, și cred că ar fi ceva mult mai special să învețe muzică decât să se joace. Mergem mai înainte. S-a întâmplat acest declic în viața ta. Ai început să îndrăgești foarte mult vioara și ai terminat liceul. Ce a urmat după aceea? Unde ai studiat studiile universitare? Am rămas în Brașov pentru facultatea de muzică. Am studiat licența acolo. Am rămas special pentru că lucram cu maestru Ilarion Ionescu Galați, care a fost violonist în tinerețe și un foarte renumit dirijor toată viața. Și am stat acolo 4 ani de facultate pentru a învăța cât mai multe. Iubești Brașovul? Cu siguranță. Dacă aș putea, numai acolo asta. Unde locuiești acum? Acum locuiesc în București când nu am concerte și cât de des posibil merg acasă la Brașov. Cel mai bine și cel mai frumos este acasă, așa-i? Cu siguranță. Ce zic părinții tăi acum, după ce au avut acest imbold,
aș putea spune eu, providențial. Cum te simți când îi vezi în ochi și ce sentimente au ei când au văzut aceste rezultate remarcabile? Mă bucur să știu că sunt mândri. Asta pentru că m-au susținut mereu și pentru că am avut șansa ca în cele din urmă să reușesc să fac ce vreau, ce am vrut mereu. Să pot să cânt cât mai mult, să fiu apreciat. Foarte frumoasă experiența. E bine să ai părinți care să te susțină și să nu te lase să alegi tu, nu? Sau e bine totuși să ai și tu un cuvânt de spus la un moment dat? Cred că sunt foarte diferiți copiii. Nu știu, sigur că și impulsul trebuie cu o limită. Adică sunt foarte multe exemple de muzicieni care au făcut forțați de părinți și în felul ăsta nu și-au dezvoltat o pasiune. Poate au ajuns să facă bine acel lucru, dar nu cu pasiune. Deci trebuie un echilibru. Ai mei nu m-au forțat foarte tare, dar la un moment dat am început să mă forțez eu, deci n-a mai fost nevoie. Ce a urmat după ce ai terminat conservatorul la Brașov? Unde ai mers? Am dus în Austria, la Graz, pentru a studia masterul cu violonista Silvia Marcovici, unde am stat aproape 3 ani. Cum a fost această experiență venind din România, descoperind o lume nouă, poate chiar și o mentalitate nouă în Austria? A fost foarte fain, a fost chiar o schimbare radicală. Este mediul muzical din Austria și Germania este foarte diferit de cel de aici. În primul rând, e vorba de nivel. Se face o altfel de selecție și pentru cei care predau și pentru cei care vin să studieze. Și atunci, nivelul fiind mult mai înalt, sigur că înveți și de la colegi, pe cât de mult înveți de la profesori. A fost o perioadă foarte productivă. Ce trebuie să ai ca violonist pentru a deveni solist, pentru a ieși din orchestră? Cred că trebuie să ai ceva special. Da. În primul rând, chiar dacă nu sună ceva bun, trebuie să ai ego. Este o anumită cerință de a fi în față. Vrei, simți nevoia să fii în față. Asta cred că are și un actor care face asta sau nu doar un instrumentist. E acea nevoie. Și putere, că e o altfel de presiune când singur. Poți să ajungi în față să ai acest succes cu o personalitate mai slabă, să fii mai timid? Sau îți trebuie o personalitate puternică ca să poți face față tuturor provocărilor, emoțiilor, tensiunii din timpul unei experiențe de scenă? Aș zice că îți trebuie o personalitate puternică, dar eu sunt foarte timid de fel. La mine e un contrast, pentru că mă simt foarte bine pe scenă, dar în același timp am foarte mari emoții. Dar știu că acolo vreau să fiu. Deci nu știu care este rețeta cea mai bună. Să vrei, poate. Cum reușești să stăpânești emoțiile în timpul unui concert? Nu reușesc mereu și în ultima perioadă am și renunțat să mai încerc. Cred că e mai sănătos. Când, cum pot și simt în momentul ăla, nu mă mai gândesc. Este foarte frumoasă povestea ta, timpul trece repede, așa că ne propunem să te ascultăm din nou. Ce ne vei interpreta? Preludiu în mi major de Bach din partita a treia. Abia așteptăm să te ascultăm. Thank you.
Felicitări, Valentin, foarte frumos. Aș prefera mai degrabă să te mai ascultăm și mai puțin să vorbim, dar în timpul care ne-a rămas, vrem să mai obținem niște informații prețioase de la tine. Știu că ai o activitate foarte bogată și ai început să cânți în foarte multe locuri și în România și în străinătate. Dacă ți-amintești, te rog, povestește-ne o experiență hazlie, o peripeție prin care ai trecut de-a lungul timpului. Sigur că sunt multe întâmplări care se întâmplă în timp, fie că vrem sau nu, dar cum am și vorbit ieri, îmi vine în cap una din timpul unui concert, acum mai mulți ani. Eram, cred că la Odorheiu Secuiesc, cântam concertul în re major de Beethoven și la partea a treia mi s-a rupt coarda mi. Eu fiind de mic obișnuit cu videouri de pe diferiți violoniști de pe YouTube sau, nu știu, casete video sau oriunde am văzut, când se rupe coarda solistului, primul lucru face schimb de viori cu concertmaestru. Concertmaestru o dă mai departe și așa, ca să nu împiedice concertul. Dar trebuie să ai șansa ca instrumentul ăla să fie apropiat de cel al tău, calitativ să zicem. Ori când am făcut eu asta, era o foarte mare diferență între instrumentul meu și instrumentul concertmaestrului și mi-a luat jumate de parte de concert să găsesc notele. Cumva a fost foarte amuzant, dar trebuie trecut și prin asta, probabil. Foarte interesantă experiența și ai reușit să duci concertul până la capăt. Cum am reușit, da, cumva. Vreau să-mi povestești în ce ipostază te regăsești cel mai bine. Am observat că îți place să cânti ca solist, dar sunt și alte ipostaze pe care un muzician le poate avea. Poate face parte dintr-o formație de muzică de cameră, poate face parte dintr-un ansamblu simfonic sau chiar poate preda la o catedră de specialitate în liceu sau în conservator. Ce te împlinește pe tine cel mai și cel mai mult? Eu vreau să fac din fiecare cât mai mult. De-aia accept și proiecte de orchestră, dar nu sunt angajat într-o orchestră, nu cred că aș putea să fac asta tot timpul. De-aia am proiecte și de muzică de cameră, cele mai multe sigur că sunt solo, dar cred că dacă ar fi să aleg, cel mai mult îmi place să cânt solo și să predau. Îmi place foarte mult să predau. Dar cânti și în orchestre. În ce orchestre cânti în momentul de față? Cânt în orchestra Le Dissonans, a violonistului David Grimal, din Paris, și în orchestra română de tineret. Povestește-ne pe scurt despre această orchestră. Știu că este o orchestră neconvențională. În ce constă acest aspect? Este o orchestră fără dirijor. Este cea mai mare orchestră fără dirijor din lume. Mai sunt altele, dar în general formații camerale mai mici. Se poate orchestră fără dirijor? Sigur că da. Cum reușiți să fiți împreună? Cine este inima orchestrei dacă dirijorul nu este în față să vă conducă? Ceea ce lumea nu-și dă mereu seama, de fapt nici muzicienii nu-și dau mereu seama, este că dirijorul nu este neapărat acolo pentru a-i face să cânte împreună, ci pentru a-i inspira cumva, a-i îndruma muzical. În teorie ar trebui să se poată și fără dirijor. Și noi facem asta pe principiile muzicii de cameră, cum poți în 3 sau în 4 sau în 5, poți și în 100, numai că trebuie să știi mult mai multe. Este o orchestră de mare calibru. Știu că a participat chiar anul trecut în cadrul festivalului Enescu. Cum a început această colaborare? Presupun că nu oricine care vrea să cânte poate intra acolo. Nu, selecția o face David Grimal, fiind orchestra lui. Și eu i-am scris acum câțiva ani, cred că în 2017, i-am scris un e-mail. L-am întrebat dacă pot să-i cânt cândva. Eram în căutare de profesori, eram în căutare de idei noi și de el auzisem și mi-a răspuns foarte, foarte amabil și m-a invitat la el acasă când sunt în Paris să-i cânt. Foarte, foarte frumos. După ce am cântat, m-a invitat să cânt în orchestră. Important să ai curaj și să nu creezi bariere dacă știi că poți obține un lucru. În România, în ce orchestre activezi? În România, într-o singură orchestră, cânt la diferite proiecte, Orchestra Română de Tineret.
Cum te simți în orchestră? Există o atmosferă, un limbaj diferit care are putere de seducție mai mare, o energie superioară față de muzica de cameră sau activitatea concertistică? Nu cred că ar trebui să fie o diferență, dar câteodată, pentru că majoritatea cântă în orchestră cel mai mult, ca soliști sunt mai puțini, devine, să zicem, ca un loc de muncă. Intervine o anumită monotonie. Și trebuie persoana respectivă să scoată din mediul ăla, să aducă ceva nou. Deci poate fi la fel ca la muzică de cameră sau la solo, dar trebuie persoana potrivită care să inspire. Te-aș ruga să descrii sunetul viorii. Îl poți asocia cu niște elemente din natură? În teorie, vioara este apropiată vocii umane, dar eu cred că e foarte acută și nu se potrivește. Cred că mai degrabă viola e mai apropiată vocii umane, dar sigur, pe vioară se pot imita diferite sunete, așa cum cum ați auzit în Lăutarul de Enescu, prima lucrare. Este numai prima parte din suita impresii din copilărie și Enescu foarte bine exemplifică tot felul de elemente din natură pe care le ține minte din copilărie, pârâul din fundul curții sau păsări sau de acolo și ciocârlia de Enescu și... Deci pot fi imitate foarte bine elemente din natură. Cum descrii scena? O vezi mai degrabă ca pe un loc relaxat sau mai degrabă un câmp de luptă unde se îmbină diferite stări? Tensiune, concentrare? Cred că ambele, de ce nu? Sigur că este concentrare maximă și sunt momente de tensiune, că așa este muzica, cere câteodată, dar cred că cel mai eficient este când toate sunt într-un mediu relaxat făcute. Poate ajunge în timp un artist încât să depășească cu totul această stare de emoție, de concentrare și să aibă parte doar de o relaxare deplină și o comunicare afectivă cu cei care ascultă? În timp, sigur că, probabil, având mai multă experiență, te îndrepți spre mai multă relaxare. Dar prea multă nu cred că e bună. Cred că o anumită doză de emoție aduce ceva spontan și unic în interpretare. De aia sunt foarte multe acum înregistrări perfecte, dar nu foarte interesante. În schimb, un concert poate fi extrem de... nu știu, de iluminant, să zicem, chiar dacă nu e perfect. E o anumită senzație pe care o oferi când ai emoții și e live. Vreau să aduc în discuție talentul. Cât de important este să ai talent și cât de important este să fii foarte disciplinat și să muncești? Cam care ar fi ponderea între talent și muncă? Am auzit diverse păreri de-a lungul timpului și știu că și mari muzicieni împart și încearcă să distribuie această pondere în balanță. Tu ce părere ai? Fără talent nu se poate. Asta cu siguranță. Trebuie, deși când spunem talent e ceva foarte vag, că nimeni nu poate să definească exact ce înseamnă talentul, dar fără nu se poate. Trebuie să ai o anumită înclinație spre a fi muzical sau sunt oameni fără ureche muzicală, deci trebuie să ai asta neapărat. Sunt unii oameni cu talent mecanic care pot cânta lucruri tehnice mai ușor. Dar indiferent ce fel de talent ai, fără a lucra foarte mult și a te dezvolta, nu e posibil. Probabil, cum zice Enescu, 90% muncă și 10% talent e destul de apropiat. Suntem curioși să ne spui ce ne vei interpreta în următoarele momente și cum ai caracteriza această lucrare. Voi cânta un preludiu de Serghei Rachmaninov, care este o transcripție pentru vioară solo, în original este pentru pian solo, chiar Rachmaninov îl cânta adesea. Este foarte complicat. De aia îl și studiez, este ceva foarte dificil și necântat. Cred că nu l-am auzit niciodată cântat, în special în România. Și nici în străinătate nu prea se cântă. Este o piesă interesantă, pentru că fiind scrisă pentru pian, sunt cu totul alte posibilități pe vioară. Abia așteptăm să te ascultăm.
Felicitări încă o dată, rămân impresionat de acuratețea ta, de tehnica, de virtuozitate și interpretarea și sufletul pe care îl pui în vioară. Se vede că ai mare pasiune și un atașament pentru acest instrument. Timpul este pe final și aș vrea să rămânem cu speranța că te vom mai avea încă o dată în emisiunea noastră și fac în avans o nouă invitație pentru a ne cânta poate data viitoare și mai mult. În timpul care ne-a rămas, aș vrea să mai aflăm câteva lucruri despre tine. Cum arată o zi obișnuită din viața ta? Cât de mult timp dedici viorii și cu ce mai ocupi timpul pe care îl mai ai la dispoziție? Ce hobby-uri ai? Sigur că majoritatea din zile încep cu studiul la vioară. Îmi place să fac, dimineața câteva ore ca după să fiu liber să mă simt mai relaxat. Îmi place foarte mult să stau cu animale, dacă am ocazia asta, iubesc pisicile și acasă la Brașov am un motan superb, sau câini, sau... Îmi place să fac puzzle, mă relaxează teribil. Deci, cred că lucrurile minuțioase așa, la care trebuie să stai, să te concentrezi maxim, mă relaxează. Îmi place să citesc sau să urmăresc diferite documentare, interviuri cu oameni interesanți. Orice, să stau cu prietenii, să râd, să glumesc. Ai un compozitor preferat? Ai un model sau o zonă stilistică spre care tu ești mai mult îndreptat decât spre altele? Da, cred că zona romantică, să zicem, sau un pic după zona muzicii de film, sunt lucrurile care mie îmi vin foarte comode. Sunt mănușă, să zicem, mă simt în largul meu. Dar n-am un compozitor preferat. Dacă te-ar auzi acum toți părinții din România, deși nu este posibil, dar sunt convins că urmăresc destul de mulți emisiunea noastră, ce sfaturi le-ai da? Dacă toți copiii din România ar învăța un instrument fie de plăcere sau chiar pentru performanță, s-ar putea schimba în bine societatea? Ar fi lumea noastră mai bună? Nu știu să dau un răspuns, dar poate că da. Muzica ne obligă să colaborăm unii cu alții și nu o să faci asta singur. Când eu acum câteva piese, dar în general când cu un pianist sau cu trio sau quartet sau o întreagă orchestră, ori să crești în mediul ăsta în care comunicarea e cea mai importantă și trebuie să te bazezi pe celălalt, probabil că te transformă într-o persoană mai bună, că așa funcționează societatea, nu? Trebuie să ne bazăm unii pe alții. Deci poate că ajută. Ai anticipat următoarea întrebare, cam ce rol ar trebui să aibă arta într-o lume în care accentul se pune mai mult pe a avea, a acumula, și în mod special în domeniul financiar, mai mult decât pe a fi, a dărui. Ce rol ar trebui să ocupe arta în acest peisaj destul de divers al societății și ce rang ocupă acum? Ne poate ajuta arta să empatizăm mai mult unii cu alții, să comunicăm mai mult și să eliminăm bariere din relațiile noastre? Cred că orice mișcare care a ajutat cumva la dezvoltarea societății a fost cumva un act artistic, să zicem că... Și filozofii sunt un fel de artiști și politicienii cei pasionați și adevărații politicieni care se regăsesc cu adevărat în asta sunt un fel de artiști. Deci din punctul ăsta de vedere toți putem fi artiști și oferi ceva lumii. Muzica pe lângă emoție, crezi că ar putea avea și o altă semnificație? Putem vorbi despre o încărcare spirituală când cântăm și când intrăm în acest act cu atât de multă profunzime și sensibilitate? Sigur, cuvântul spiritual e ceva foarte încărcat și foarte greu de definit, dar cu siguranță e ceva inexplicabil în momentul în care cântăm și în momentul în care avem emoții, că așa ziceam și mai devreme, în momentul emoțiilor, se întâmplă ceva spontan, inexplicabil. Poate face parte dintr-un act spiritual, orice ar însemna asta, cine știe.
Vreau să ne spui în următoarele momente unde te pot asculta oamenii, ce concerte vei avea și cum te pot asculta într-o sală de concert și unde. Primul concert este pe 8 martie la Ateneul Român. Va fi un concert cameral împreună cu violistul Răzvan Popovici. 8 martie, cred că la ora 9 seara, dar nu sunt sigur. Următorul este pe 15 martie la Chișinău, cu Orchestra Română de Tineret, cu un foarte frumos concert de Mozart pentru vioară și pian. Iar ultimul concert din luna martie, pe 24, împreună cu violoncelistul Răzvan Suma, în Arad, împreună cu Filarmonica din Arad. Concertul dublu de Brahms pentru vioară și violoncelo, lucrare superbă. Ce planuri ai pentru viitor? Te vezi în România? Iubești România? Ai vrea să pleci? Vrei să participi și la alte concursuri, în afară de acesta pe care l-ai câștigat? Ca să încep cu ultima, nu voi mai participa la concursuri. Eu nu sunt făcut pentru concursuri și mă consumă mult prea tare. Nu mai vreau să fac asta. Da, cu siguranță voi sta în România, deși probabil că foarte mulți români mă gândesc. Când mă dau cu capul de câte un zid, mă gândesc să plec. Dar nu voi pleca. Voi sta aici pentru că mă atrage România. Valentin, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Și îți mulțumim că ne-ai interpretat atât de frumos. Reamintesc celor care poate am intrat mai târziu că ești proaspăt câștigător al concursului internațional de interpretare muzicală George Enescu, secțiunea vioară. Îți mulțumesc foarte mult și abia aștept să te avem din nou în emisiunea noastră. Până când ne vedem, îți doresc mult succes în activitatea ta și de ce nu să răspândești acest frumos al muzicii peste tot unde vei merge. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în această ocazie. Am ascultat o nouă poveste minunată de viață și de artist. Dacă v-a plăcut emisiunea noastră, vă invităm să distribuiți postările ei de pe paginile oficiale Speranța TV ca să se poată bucura și alți iubitori de muzică. În finalul emisiunii vom asculta ultima piesă interpretată de violonistul Valentin Cerban, Fritz Kreisler, recitativ și scherzo. Vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție Portative și Portrete, unde vă va întâmpina colega mea, Penina Cirț. Numai bine!